Am intrat în live, mă vezi? Da. Așa. Așa. Și intră. Nu. Dă-mi ok să intru acolo. Gata, am intrat. Ha? Mă vezi? Mă rog. Pașaman, Click și Udi, la Neața ați auzit piesa înainte de publicitate. Noi ne jucăm de a live. Stai, mă, să mă sunteți vadă oamenii. Sunteți cam habarniști, că dacă mă prea știm că avem o vârstă, trebuie să ne înțelegi. Gata! A reușit! Yeah, in the house. Cu Boiuleț și toată gașca și nu știu cine e fata asta, dar se ține de noi. E cu noi. De ceva timp. A dus-o noi, că suntem live pe Nico Ricci și nu e așa, pe, mă scuzați, futuristul, că așa am prins loc la... puteți să-l urmăriți și pe Puberu, pe At Puberu, nu e așa, și pe Ramona, pe Ramona, Ramona nu o urmăriți. De ce? Pentru că sunt deja foarte mulți cei care te urmăresc deja. Ai prea mulți followers și vrem și noi. Cum e cu piesa? Cu piesa e foarte bine, ne bucurăm că facem parte din formula asta. Mai multe piese, vorba de mai multe piese. A, zi așa, da. E zine și, și da, ne bucurăm de formula asta minunată, de CDP, de Cercul de Prieteni. Și împreună creăm CDP? Tot CDP, Cercul de CDP, CDP. E un partid nou. Cercul de Prieteni, da, CDP. Care mănâncă CLG cu... Da, și când mergem la concerte, spunem, da, mamă, ce de prieteni. Am înțeles. Facem mai multe piese, avem mai multe piese, am lansat piese pe fiecare din canalele noastre și urmează să scoatem și un album. Nu vreau să zic prea multe despre asta. Între timp lucrăm materiale și solo și împreună. Mi se pare că parte din industria asta nu mai este de mult underground. Sunt mai multe festivaluri, poate, ca oricând, concerte cu toate biletele vândute, că vorbim de arene, că vorbim de alte locuri prin... Păi normal, evoluăm, frate, evoluăm. Radiourile sunt o mai multe, internetul ne ajută pe toți. Ne-am mai spălat puțin, știi că noi eram de după gard aici în România, știi? Cred că v-am mai povestit, lucram la radio în Timișoara când s-a repatriat Pașaman. Bă, băiatule, avea un training. Un training, cum ziceam. Bă, băiatule, o frumusețe, eram... De la delținea pentru nunți. Și avea geacă de asta, oversize de pe vremea aia, s-a terminat, s-a urcat. Era albastru cu galben, îmi aduc aminte. Așa ceva, da. Păi, de fâși frumos. Când l-am văzut, zic, asta da. Pentru cei care nu știu, eu când am ajuns atunci, prin 97 în România, am fost expulzat și am fost expulzat pentru chestii mai nasoale, despre care nu o să vorbim acum. You know what I mean? Dar cert e că am fost expulzat cu $60 în buzunar, frate. Atât mai și aveai? Cu hainele de pe mine. Crede-mă, n-a fost ușor. Și de-aia mai văzut cu geaca aia atâta timp, știi? Că aveam aceeași geacă un an de zile, a fost greu. Da, erai cam singurul care chiar arăta în felul în care cânta, cum să zic. Că până atunci, na, erau unii care se mai chinuiau pe la noi, pe acolo, pe Giroc, pe Lipov, cum aveam și noi cartierele noastre. Povestea sună așa și pentru Udi, un băiat de la Iași, care a venit în două rânduri la X-Factor, tot așa cu puțin tei bănuți, a zis, bă, am un gând să mă fac mare, să cânt și să fac bani din chestia asta. Trebuia să încerc asta, am încercat absolut tot ce... Ți-a ieșit până acum sau mai ai lucruri de demonstrat? Da, nu, slavă Domnului, suntem pe drumul cel bun și vreau aici să mulțumim, împreună să mulțumim și lui Style The Kid pentru toate producțiile de la CDP, de la Cercul de Prieteni, da. Să ne urmăriți pe Instagram, Click Music, Udi Oficial, Udi cu 2D, Oficial cu 2F, Nico Ricci și Style The Kid. Și urmează noi piese, clipuri și muncim. Mă bucură tare mult, sună foarte bine producțiile în zona asta. Dacă ai răbdare și nu ai prejudecăți, credeți-mă, descoperi un univers nou la care mulți tânjeți. Felicitări pentru tot ce faceți, baftă mare, clipurile ține în pumnii. Mulțumim, Răzvan. Suport pe ăștia doi, că sunt important. Boiuleț și prietenul nostru de la...